Volodymyr Zelensky a catalogat refuzul președintelui francez Emmanuel Macron de a denunța un genocid în Ucraina de către armata rusă drept foarte dureros. Macron a avertizat asupra unei escaladări a cuvintelor, întrebat fiind de declarația făcută de omologul său american, Joe Biden, care l-a acuzat pentru prima dată pe Vladimir Putin de genocid. Dacă sunt adevărate, astfel de remarci sunt foarte dăunătoare pentru noi, a spus președintele Zelensky la o conferință de presă comună cu șefii de stat polonez, lituanian, estonian și leton, aflați în vizită la Kiev. Voi face tot posibilul pentru a discuta această problemă cu domnul Macron astăzi. Dacă nu, atunci mâine când își va găsi timp, a adăugat Zelensky, miercuri, în conferința de presă. Miercuri, președintele francez a ales să nu folosească termenul genocid folosit de omologul său american Joe Biden pentru a-l acuza pe președintele rus Vladimir Putin pentru acțiunile armatei ruse în Ucraina. Aș spune că Rusia a declanșat unilateral un război brutal, că acum este stabilit că au fost comise crime de război de armata rusă și că acum este necesar să-i găsim pe responsabili, a declarat Emmanuel Macron. Este o nebunie ceea ce se întâmplă, este incredibil de brutal, dar în același timp mă uit la fapte și vreau să încerc cât mai mult posibil să pot opri acest război și să reconstruim pacea. Așa că nu sunt sigur că escaladarea cuvintelor servește cauzei, a continuat președintele francez. Marți, președintele Joe Biden l-a acuzat pentru prima dată pe Vladimir Putin că a comis un genocid în Ucraina, un termen folosit anterior de Volodymyr Zelensky. Miercuri, premierul canadian Justin Trudeau a menționat și el pentru prima oară cuvântul genocid referindu-se la atrocitățile comise în Ucraina. Trudeau a declarat că este absolut corect ca tot mai mulți oameni să descrie acțiunile Rusiei în Ucraina drept genocid, susținând astfel acuzația adusă de președintele SUA. Editor A.